Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă prezint un muzician tânăr în care credem foarte tare. L-ați văzut și la o dată în viață, iată-l și la vedeta populară, de această dată parte din echipa orchestrei ansamblului Cindrelul Junii Sibiului, alături de maestrul Obrejan. Mă bucur foarte tare că vă putem oferi un moment solo prezentat chiar de el. Este unul dintre copiii dragi de suflet ai Silviei Macrea, managerul Junilor Sibiului. Doamnelor și domnilor, Cătălin Iancu! Cătălin, bine ai revenit în acest platou. Mă bucur mult să vorbim, iată, încă o dată în fața publicului telespectator și să reamintim faptul că această scenă, aceste studiouri la televiziunea română vor susține întotdeauna valoarea. Și avem aici un muzician extrem de valoros, un tânăr în care credem. Personal ca realizator am ales din prima clipă să-l susținem și aș spune doar atât, este unul dintre copiii dragi, foarte dragi, ai Silviei Macrea. Astăzi, parte din orchestra Junii Sibiului și iată-l prezentându-vă, doamnelor și domnilor, puțin din ceea ce știe să facă el cel mai bine la țambal. Felicitări încă o dată și mulțumim pentru această clipă. Succes în toate!